Comunele din județul Mehedinți fac pași importanți către modernizare. Un mediu curat și o comună frumoasă îi bucură pe cetățeni, iar de această dată vorbim despre comuna Bălăcița. În satul Gvardinisa a fost reabilitată fântâna de pe drumul județean 561A la ieșirea spre satul Băcleș. Județul Mehedinți are o frumusețe aparte, asta prin comunele și orașele care îl alcătuiesc. Primarii comunelor sunt oameni gospodari, care știu să le ducă pe un drum al modernizării. Astfel, în satul Gvardinița a fost reabilitată fântâna de pe drumul județean 561A, la ieșirea spre satul Băcleș. La această fântână s-a refăcut burlanul care era deteriorat și a fost betonat tot interiorul. A fost montată o masă și o bancă pentru trecători, gărduțul s-a înlocuit cu unul nou și s-a revopsit toată fântâna. În jurul acesteia s-a tuns iarba și a fost fost adunate gunoaiele de pe toată zona, inclusiv curățate și ulițele de lăstari sau pom crescuți în exces. Primarul Comunei Bălăcița, Constantin Vlăduț, este un om gospodar care de fiecare dată ascultă doleanțele cetățenilor pe care îl reprezintă. De asemenea, Primăria Comunei Bălăcița îi roagă insistent pe cetățeni să păstreze curățenia și să respecte efortul depus pentru aceștia. Un mediu curat și o comună frumoasă ne bucură pe toți.